ACS Poli Timișoara a susținut în weekend un amical acasă pe Dan Păltinișanu în compania gugulanilor de la Autocatania Caransebeș. Pe o vreme care nu a ținut cu fotbalul, fotbaliștii Autocataniei au plecat învinși de la Timișoara. Elevii lui Valentin Velcea au câștigat cu 1-0 prin execuția fundașului Petrovici la începutul reprizei a doua. Da, de aceea l-am și legat cu cei din Caransebeș și am profitat de faptul că această echipă de Liga 3 a stat. A fost un adversar pe măsură și chiar un antrenament bun, deoarece am avut o săptămână grea, știam că se va vedea oarecum starea de oboseală, dar nu rezultatul a fost obiectivul în această săptămână. A fost ca să terminăm săptămâna cu un joc amical și să profităm de această întrerupere care fiecare la rândul ei va sta. Să știți că este un segment destul de delicat, așa, ca să poți să mobilizezi jucătorii într-un meci amical, într-o pauză din timpul campionatului. Le trec multe prin cap și atunci ar trebui să ne preocupe și acest lucru. Dar e bine că dăm de aceste momente ca să știm cum să le rezolvăm când vom ajunge mai sus.